Hristos s-a înălțat. Păstorul cel bun merge înaintea oilor și oile ascultă glasul lui și îl urmează. Iubiți credincioși, astăzi este o dublă sărbătoare și anume ne aflăm la 40 de zile de la învierea Mântuitorului și este sărbătoarea înălțării Domnului. Dar, dat fiind faptul că este și 21 mai, este și ziua de prăznuire a Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena. Eu, personal, nu am mai slujit aici de 11 ani. Mă aflam de Sfinții Împărați pentru o bună bucată de vreme la Urziceni, la Părintele Stelian, Dumnezeu să-l odihnească. Apoi m-am aflat la Părintele Ovidiu de la Balta Rații, din Vrancea, de lângă Focșani. Și erau zilele noastre în care ne mai aduceam aminte de școală, ne mai aduceam aminte de tinerețea noastră. Dar iată că anul acesta a rânduit Dumnezeu să fiu împreună cu dumneavoastră și, sincer să vă spun, mă bucur că sunteți așa mulți, dar să știți că am fost foarte derutat de dimineață. Pentru că, sincer să vă spun, nu mă așteptam să fie așa de multă lume. Și pentru că e vorba și de Sfinții Împărați, dar și de înălțarea Mântuitorului, m-am gândit să vă spun câteva lucruri despre ordinea lucrurilor. În viață avem întotdeauna de ales câte ceva, mai ales în viața particulară, dar cu atât mai mult în viața profesională. Atunci când auzim despre păstor și despre oi, bineînțeles că primul gând, dacă e vorba de biserică, ne transmite faptul că e vorba de Mântuitorul, de biserică, de turmă și așa mai departe. Dar să știți că păstori suntem fiecare dintre noi. Nu neapărat trebuie să fim slujitori ai Domnului ca să fim păstori. Nu neapărat trebuie să avem o turmă de oi ca să fim păstori. Ci la locurile noastre unde ne desfășurăm orice fel de activitate, suntem păstori. Și anume, păstoritul poate să aibă mai multe aspecte. De exemplu, dacă suntem la catedră, cu siguranță că oile noastre sunt copiii pe care îi învățăm carte. La orice nivel s-ar afla, ei tot copii sunt. Dacă ne aflăm la conducerea, să spunem, a unei unități, turma noastră este cea care ne ascultă. Sau nu ne ascultă, dar trebuie să ne asculte conform fișei postului. Dacă reparăm mașini, turma noastră este cea de cai, putere, care trebuie să ne asculte. Și trebuie să o dresăm astfel încât să ne asculte, să ne ducă la lucruri bune. Orice lucru am face, trebuie să-l facem cu gândul că suntem păstori. Anume, trebuie să fim ascultați în mesajul pe care noi îl transmitem și trebuie să fim ascultați ca să ne facem datoria bine. Astăzi, Sfinții Împărați Constantin și Elena ne arată chipul păstorilor la nivelul foarte, foarte înalt. Și anume, într-o vreme în care era prigonit creștinismul, Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena au dat un edict în 310 la Milano, unde a dat libertate creștinismului și după ce ei au dat libertate, bineînțeles că și ceilalți care erau sub ordinea lor au dat și ei mai departe libertate. Iată ce înseamnă păstoritul la nivel înalt. Ai putere să spui și se face, dar nu este chiar așa. Pentru că ispitele sunt și acolo sus, unde bate vântul, dar și aici jos, unde este apă mare. Ceea ce facem noi trebuie să fie un păstorit și iată că pentru păstorit ne spune Mântuitorul că avem două posibilități mari. Și anume sunt două linii directoare, ca să spun așa, a păstoritului. Și anume, spune Mântuitorul clar, păstorul cel bun este cel care intră pe ușa din față, păzitorii îi deschid pentru că îl cunosc și el vorbește cu oile sale și oile sale merg după dânsul. Mai există și un alt păstorit care
după cum spune Mântuitorul, este făcut de către păstorul rău, care sare pe deaiurea, adică nu se duce prin față, pentru că pe acolo prin față îl vede paznicul și nu îi deschide. Și mai săvârșește și împotriva turmei un lucru de nesăvârșit, și anume nu merge înainte, pentru că este sigur că după el nu merge nimeni, pentru că oile nu cunosc glasul lui și oile nu merg decât după un glas cunoscut. Merge în urma turmei și o împinge ca să meargă turma înainte. Iată că sunt totuși două moduri de a vedea păstoritul. De a vedea, să spunem așa, fișa postului nostru. Fiecare dintre noi, dacă avem o funcție mai mare sau mai mică, să știți că avem o fișa postului. Trebuie să facem cu tare sau cu tare lucru. Dacă vrem să facem bine, trebuie să știm că fișa postului este pentru noi ca pentru păstorul cel bun. Dacă scrie acolo că trebuie să facem așa, trebuie să facem conform fișei. Și anume, trebuie să știm că sunt anumite lucruri pe care cei de sub noi sau de lângă noi le fac numai dacă le văd și la noi. Dacă le facem noi, le vor face și ei. Cel puțin teoretic așa sună bine. Dar trebuie să sune și practic și trebuie să facem practic până când se va întâmpla exact așa. Cine dintre noi însă are curaj să o ia înainte și să aștepte să vină și ceilalți după? E adevărat că dacă ai o funcție mare, interesul celor din spatele tău s-ar putea să îi împingă pe ceilalți să vină să obțină oarece lucruri pe care vor să le obțină. Dar Mântuitorul ne spune că aceasta este strategia celui care vrea să dea un exemplu real celor care trebuie să-l urmeze. Și ca să dăm un exemplu real, vă imaginați că trebuie să ne încărcăm cu multe. Se spune că un duhovnic trebuie să fie neapărat blând. De ce? Pentru că un duhovnic adevărat va canonisi pe cel care vine să îi se mărturisească atunci când va simți că respectivul fiu duhovnicesc săvârșește păcatele pe care și el ca duhovnic le mai săvârșește. Și iată că agață de gâtul celui pe care îl păstorește o piatră foarte grea. Și de aceea trebuie să își șlefuiască toată viața lui dorința de a nu mai păcătui deloc, astfel încât, măcar spre sfârșitul vieții lui, să nu mai poată canonisi pe nimeni, pentru că tot ceea ce aude de la cei pe care îi spovedește să fie lucruri străine lui, lucruri care s-au întâmplat de mult și el le-a depășit. Asta înseamnă că și noi, ca păstori, trebuie să ne șlefuim toată viața. Dar și când spun păstori, nu spun neapărat slujitori, nu spun neapărat profesori sau conducători de mari întreprinderi sau de cine știe ce formațiuni, ci pentru fiecare dintre noi trebuie să fie fiată de temelie această autoșlefuire de care Părintele Arsenie întotdeauna spunea: Tată, atunci când crezi că te-ai șlefuit, trebuie să te uiți mai bine. După ce te-ai șlefuit, trebuie să începi și să și strălucești, să ai un luciu. Și după ce începi să ai și un luciu, trebuie să începi să luminezi. Și după ce începi să luminezi, trebuie să mai împrăști și o mireasmă deosebită. Înseamnă că toată viața avem de șlefuit la acest chip al păstorului, chipul împăraților Constantin și al mamei sale Elena, chipul păstorului cel bun care este Hristos. De aceea, dacă vrem într-adevăr să verificăm dacă suntem pe drumul cel bun, trebuie să avem niște principii foarte, foarte clare. Mi-aduc aminte că Părintele Arsenie întotdeauna avea pentru fiecare caz în parte câte un principiu. De exemplu, s-a dus mama la părintele și l-a întrebat: Părinte, am și eu o problemă. Era într-o toamnă. Și știți, toamna pe la țară, datorită unor recolte mai bogate, se mulțesc șoarecii și șobolanii. Și când începe să se cam strângă după teren recolta, bineînțeles că aceștia intră în panică, nu prea mai au ce mânca și familia e mare, că s-au mulțit destul.
Și începuseră niște șoricei să ne dea percoale pe casă. Și acum mama, fiind pregătită pentru postul Crăciunului, zice, părinte, am o problemă. Ce fac cu șoareci ăștia? Că ne cam așează familia la grea încercare. Zice, soră Floare, nu nicio problemă. Zice, te duci după ei pe câmp? Nu, părinte. A, deci sunt pe teritoriul matare, da, omoară-i. Păi cum, părinte, să-i omor? Păi chiar dacă erau pe teritoriul lor, îi lăsai acolo, că era teritoriul lor. Dar dacă ți-au călcat teritoriul? Astăzi, la Sfânta Liturghie, un biet păianjen, așa, tiptil, încerca să urce pe Sfânta Masă și i-am zis fiului, zic, Sorine, vezi că aici e teritoriul meu. Zic, ia-l tu, ca nu cumva să-l iau eu. Trebuie să avem principii pentru toate, fraților. Aici vreau să ajung. Acest principiu, dacă este pe teritoriul lui, lasă-l în pace, dar dacă este pe teritoriul tău, trebuie să îți respecte neapărat principiile tale, să știți că face parte din rânduiala fișei postului unui păstor adevărat. Mi-aduc aminte de monahul Nicolae de la Rohia, care se întreba, de unde știu eu că sunt pe drumul cel bun? Sunt pe drumul cel bun atâta vreme cât mă apropii de Rohia, îmi dau lacrimile și încep să plâng. Atunci când ne apropiem de lucruri frumoase și ne apropiem să avem atitudine frumoasă și ne dă o lacrimă, atunci cu siguranță știm că suntem pe drumul cel bun. Pentru că și păstorul, oricât de bun ar fi el, nu este lăsat în pace de ispite. Începe părerea de sine, începe să creadă că este bun și trebuie să afle într-adevăr dacă este bun. Și atunci, când întreabă, trebuie să-și răspundă foarte clar. Sunt păstorul cel bun, dar întrebarea aceasta trebuie să fie una reală. Și răspunsul este foarte clar. Cum te poziționezi față de turmă? Ești în fruntea turmei sau în spatele turmei? Adică ești în spatele turmei să vânezi greșeli și să vezi pe unde o oaie o ia în stânga sau în dreapta, asta nu e păstor bun. Dacă ești în față și știi că ți-ai făcut lecția, că ți-ai învățat ucenicii ce trebuie să facă, e clar că după tine, dacă vor rămâne dintr-un milion unul singur, înseamnă că ești păstor bun. Decât să fii păstor la un milion pe care să-l atingi cu bâta din stânga în dreapta și așa mai departe și să-i duci pe toți la calea de pieire, mai bine să te duci cu unul singur în rai. Iubiți credincioși, cam acesta este mesajul pe care și Sfinții Împărați Constantin și Elena ni-l transmit peste veacuri. Ei au luat-o înainte. N-au stat în spatele poporului să vadă dacă toți se închină. N-au stat în spatele poporului să vadă dacă toți iau în seamă crucea pe care în 327 fericita Elena a aflat-o pe Golgota. N-au stat în spatele oamenilor și să atingă pe câte unul, dacă nu ea în stânga sau în dreapta, cum mai stă câte o enoriașă de-a noastră și mai trage de mânecă pe una sau pe alta, că vezi, Doamne, a venit în training sau se duce după aia la jogging sau mai departe. Fraților, adevăratul sens al vieții noastre este blândețea. Pentru că numai și numai blândețea a făcut ceva bun pe pământ. Dacă stăm toată viața noastră să-i facem pe ceilalți ca pe noi, să avem ambiția că trebuie să fie buni și ei, n-am făcut nimic. Asta nu se poate face decât stând în spatele turmei. Și dacă te poziționezi în spatele turmei, nu înseamnă altceva decât că nu ești păstor bun. Pentru că un păstor cu adevărat bun o ia înainte. Și din când în când se mai uită dacă mai are pe cineva, sau dacă nu mai are, trebuie să ai măcar un ucenic. Dacă ai un ucenic, înseamnă că este bine. De aceea, iubiți credincioși, astăzi, într-o zi atât de mare, mesajul nostru este acela, că dacă vrem să știm cum este calitatea de păstor pe care o avem, trebuie să ne întrebăm, în primul rând, care este poziția față de turmă.
Dacă suntem înainte, înseamnă că e bine. Dar nu să fim înainte în sensul unui lider care are pretenția să fie urmat de toată lumea, dar el să o ia în tot felul de hățișuri și să umple turma de scaieți. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun cioban care își aduce acasă oile la nivelul cel mai pur al cuvântului, cioban. Dacă ciobanul merge până în scaieți, adică până niște mărăcini, vă imaginați că seara turma respectivă e plină de acei scaieți. Așadar, ca să fim un păstor bun, trebuie să știm și pe unde mergem. Trebuie să știm că pe unde mergem noi, trebuie să meargă după noi turma noastră. Dar turma este și dincolo de ceea ce vedem noi. Noi suntem păstorul cel bun sau cel rău pentru noi înșine. De câteva nopți mă chinuie niște gânduri și mă gândesc ca dumneavoastră să înțelegeți mai bine care este rolul nostru ca păstori pentru noi înșine. Noi suntem păstorul gândurilor noastre. Vin tot felul de gânduri, nu-ți ajunge aia sau cealaltă, nu știi cum să împarți lucrurile. Eu personal nu mai știu cum să îmi așez turma astfel încât să fiu de față atunci când omul are nevoie și nu prea am reușit de cele mai multe ori. Dar am fost pentru unii și măcar pentru aceia pentru care am fost, mă străduie să fie bine. Dar gândurile nu mă lasă. Și atunci mi-am dat seama că și gândurile sunt turma noastră. Turma pe care trebuie să o păstorim din față, nu din spate. Pentru că dacă ne poziționăm în spatele gândurilor noastre, se va face întuneric, chiar dacă mergem spre răsăritul soarelui de dimineață și chiar dacă ne îndreptăm spre apus, spre seară. Pentru că mulțimea gândurilor pot să roiască atât de tare încât să ne întunece orice înseamnă perspectivă. Și atunci m-am gândit să mă poziționez înaintea gândurilor mele, înaintea propriilor gânduri și să le ordonez și să le spun, după mine trebuie să meargă numai gândurile bune. Nu știam dacă astăzi îmi va ajunge timpul ca la ora 8, măcar 8 și jumătate să încep Sfânta Liturghie, pentru că deși m-am trezit foarte devreme, aveam foarte multă lume cu care trebuia să stau de vorbă. Și intervenau niște gânduri. Dar oare faci bine? Dar mai ciuntind din utrenie, mai este slujba întreagă la Dumnezeu? Și am spus, nu. Gândul meu este pentru cei care au reală nevoie de mine. Să știți că noi ne rugăm lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar avea nevoie de rugăciunea noastră, ci pentru că noi avem nevoie ca El să ne audă rugăciunea. Și așa m-am limpezit și mi-am continuat somnul liniștit. Pentru că nu putem să facem nimic bun dacă nu facem cu sinceritate. Și această sinceritate a gândului trebuie să stea întotdeauna în spatele nostru, nu în față. Așa se întâmplă cu orice lucru pe care vrem să-l facem bun. Dacă ceva clocotește și ne astupă și pe noi, înseamnă că nu e lucru bun. Înseamnă ori că am mers prea încet și ne-a ajuns turma din urmă și turma ne dă viteza mai mare, că știți, atunci când mergi în coloană, viteza nu o reglează cel din față, ci cel din spate. M-am pomenit și odată cu niște convoaie. Avem convoaie de toate felurile, și de bine și de rău, și de cununii, dar și de decese. Și m-am pomenit odată în față, prea în față, și zic, aoleu, păi eu am crezut că vin după mine. Nu, trebuie să te mai uiți din când în când, să vezi, pentru că viteza unei coloane o dă cel din spate. Dacă știi să conduci din față, e bine. Dacă nu, rămâi de unul singur. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți și cu gândurile noastre. Gândurile noastre sunt turmele pe care trebuie să le dirijăm. Și chiar dacă veți spune, bine, bine, dar sunt gândurile noastre și trebuie neapărat să le rezolvăm. Da, dar nu pe toate. Nu toate gândurile care ne vin trebuie rezolvate, pentru că mai vin și gânduri asupritoare. Mai vin și gânduri despre niște lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Bună oară, cum au fost gândurile femeilor mironosiți atunci când mergeau spre mormânt,
gândindu-se că piatra de la ușa mormântului este foarte mare, cine o să dea la o parte? Dacă erau așa, pe românește, mai necredincioase, s-o opreau. La ce ne ducem? Că n-avem cum să ajungem acolo. Și când au ajuns acolo, și-au dat seama că acele gânduri erau numai niște ispite care se dețin acasă. Pentru că piatra deja era dată la o parte. Cine ne spune nouă că problemele turmelor noastre de gânduri mai sunt valabile de dimineață până seara? De ce să nu încercăm să mergem mai departe? Cine ne ține acasă înaintea unui examen și nu ne lasă să ne ducem? Numai un gând rău. Pentru că prima condiție ca să luăm un examen este să ne ducem la el, să fim prezenți. Poate că vor fi niște subiecte ușoare, sau poate că vom avea posibilitatea să dăm un răspuns liber. Și de ce să aflăm a doua zi cât de ușor a fost, dar noi nu putem să trecem pentru că n-am făcut nici măcar atâta lucru să fim de față la examen. Iubiți credincioși, ne rugăm lui Dumnezeu ca Fiul Său cel Înălțat, care ne-a poruncit astăzi, să rămânem în cetatea Ierusalimului până când ne vom îmbrăca cu putere de sus, să ne țină în gândurile bune și să ne arate cum se conduc ele și să facă din noi păstori buni. Iar Sfinții Împărați Constantin și Elena, prin viața lor, să ne învețe în continuare ce înseamnă să conduci cu blândețe, ce înseamnă să alegi varianta bună de păstor și mai ales ce înseamnă să-ți dea putere atunci când cere. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.